unde le recomandați celor care vor altfel de, care vin aici la târg și care vor un altfel, o altfel de vacanță să meargă în acest an? Constanța este o piață puțin atipică, datorită faptului că în sezonul de vară, atunci când în mod tradițional toată lumea are vacanță și toată lumea vrea să beneficieze de perioada vacanțelor, constanțenii mare parte sunt ocupați cu litoralul și de aceea mulți dintre ei pleacă în toamnă începând cu luna septembrie. Chiar și așa e evident că există o masă mare de turiști care își folosesc vacanța. Dacă e să vorbim de un turism oarecum de masă, atunci majoritatea pleacă în țări precum Grecia, Turcia, Spania, Italia, chiar și Bulgaria, deși nu atât de mulți în Bulgaria. Dacă e să vorbim de sezonul de iarnă, din ce în ce mai accentuat se remarcă o creștere a cerințelor pentru zone exotice sau zone calde. Cei care vin din țară și ajung pe litoral au la dispoziție acum și un parc de aventură, au la dispoziție avioane care vin din toată țara. Ce le recomandați celor care vin aici pe litoral în această vară să facă? Litoralul într-adevăr se mișcă într-o direcție foarte bună. Posibilitățile de distracție și de petrecerea timpului liber au devenit din ce în ce mai variate. Așa cum ați spus, parcul de aventură din Neptun este una din atracțiile din sudul litoralului. Aș vrea să menționez faptul că în ultimii 2-3 ani se remarcă o creștere a cererii pentru excursii opționale de o zi, de jumătate de zi. Aș putea să dau exemplu Delta, care este cel mai cerut produs, dar de asemenea excursii către Balcic, degustări, seri tradiționale și, deși oarecum timid, din ce în ce mai accentuat și către o zonă oarecum culturală, respectiv încep oamenii să fie interesați și de cunoașterea Constanței sau a Dobrogei în ansamblu. Vorbeam înainte de interviu, Paradis se duce către online mai mult. Cu ce veniți în acest an nou pentru clienții dumneavoastră? Noi în momentul de față, practic, mai mult de 99% din activitate o facem doar online. De altfel, birourile noastre sunt într-o clădire de birou la etajele 2, 3 și 4. Contactul cu publicul este din ce în ce mai redus, contactul direct. Dacă e să vorbim de noutăți, aș aduce în atenție în primul rând o strategie nouă de vânzări, mult mai dinamică și adaptată către clienți și asta înseamnă că suntem foarte atenți la ce se întâmplă zi de zi și pot apărea modificări de tarife sau de oferte în funcție de dinamica vânzărilor pe anumite perioade. De asemenea, în continuare, suntem interesați să dezvoltăm foarte mult excursiile locale și avem deja o strategie nouă pentru anul acesta. Rezultatele au fost destul de bune în ultimii 2 ani. Nu în ultimul rând, dacă vorbim de Paradisland Neptun, foarte curând vor apărea niște noutăți care să aducă un plus de valoare parcului. Oamenii care vin, care cumpără vacanțe prin dumneavoastră sunt îngătați de ideea, eu știu, de avion care te aduce de la Timișoara la Constanța mai repede, de eu știu ce încântă în acest an. Anul trecut a fost o provocare cu aceste zboruri interne, ele au fost reluate după foarte, foarte mult timp la Constanța. A fost o provocare pentru că nu a fost chiar simplu să informăm turiștii că au și această posibilitate, să-i facem să conștientizeze că zborul cu avionul nu este scump și că poate fi o alternativă viabilă la a venit 2 sau 3 persoane cu mașina din partea de vest sau din zona centrală a țării. Anul acesta deja suntem pe o consolidare de produs. Lucrurile cred că au mers relativ bine pentru că Blue Air-ul a mărit frecvențele. Pe Timișoara avem 3 frecvențe săptămânale comparativ cu 2 anul trecut, similar și la Cluj, iar de la Oradea anul trecut am avut un singur zbor pe săptămână, iar anul acesta vor fi 2 zboruri pe săptămână. Mai avem mult de muncit în zona aceasta, în a convinge cumva hotelierii să încercăm împreună să facem niște pachete adaptate strict pentru cei care vin cu avionul. Este un proces care a început, dar mai avem mult de muncă în zona aceasta. Chiar și așa, pachetele cu avionul sunt practic total diferite de pachetele standard, pentru că vorbim de componenta de zbor, vorbim de componenta de transferuri, este totuși un alt produs. Personal, unde mergeți în vacanță în acest an?
Stilul meu de a merge în vacanță este des și vacanțe relativ scurte, 3-4 zile. Am programat o vacanță în sudul Spaniei, am mai fost, dar îmi place foarte, foarte tare. Am programat o vacanță în Portugalia pentru 6-7 zile. De asemenea, în fiecare an merg în Delta. În ultimii 4 ani am fost constant și cred că o să mai dureze foarte mulți ani această vacanță în Delta, în perioada festivalului de film Anonimul la Sfântul Gheorghe. Complexul de acolo oricum este extraordinar, dar cu atât mai mult în perioada festivalului este o atmosferă fantastică și o vacanță reușită acolo.